Cum discutat despre lumânările japoneze, în combinație cu unii indicatori tehnici, și o să vă oferim cât mai multe informații ulterior să fie utile în procesul de tranzacționare. Așa. Și ca o mică introducere, da? Ca o mică introducere, ca un mic istoric despre propriu-zis lumânările japoneze. Ce ele se numesc propriu-zis? De ce propriu-zis se numesc lumânări japoneze și nu lumânări nu știu de care? Pentru că vin de unde? Din Japonia, da? Ok. Înainte de a începe propriu-zis seminarul, aș vrea să mă întreb ce noutăți ne așteptăm în această săptămână? Astăzi, mâine, poimâine, ce ne așteaptă pe piață? Cine știe? Cine urmărește calendarul economic? Sunt câteva foarte, foarte importante care n-aveți cum să nu le cunoaște. Da, astăzi ce am avut? Care a fost principala? Așa, rezervă de petrol. Da, Canadian, ați văzut cum a reacționat la rata de referință? Apropo, s-a micșorat, s-a mărit? În moment s-a ridicat un pic și când a început înapoi, cum a să... Propriu zis, s-a ridicat rata referință sau a scăzut? A, rata referință. Da. Scăzut. Scăzut? Sigur? Deci, cred că n-ați urmărit. 3,25 a fost rata de la canadieni până astăzi și a fost majorată până la 3,75, adică cu 50 de puncte procentuale a fost majorată. Însă prognoza cât era? 4, da? Și de asta un pic mișcările au fost mai interesante pe piață, pentru că nu au coincis cu prognoza care era așteptată de toți. Da? Și atât, acum, iar în prezent, pe lungă, se prezintă totuși mai departe în devalorizare, da? Pe lungă de timp, precum bine știți, rata de referință și face. Devalorizează valuta națională. Dar piață, da. Devalorizează mai departe, da? Exact, da. Pe o perioadă scurtă o întărește, pe perioadă lungă se devalorizează. Ok, și mâine? Mâine la ce ne așteptăm? În zona euro. În zona euro, da? În zona euro. La orele 15 și 15, da? Se va publica ce? Rata de referință pe zona euro, da? O să vedem care va fi mișcarea mai departe, da? Ce va face euro mai departe. În ultimele zile, cred că ați prins mișcările pe euro, da? A fost mai mult de întărire. Astăzi chiar a ajuns până la același nivel cu dolarul, da? 1:1. Aș vedea mai departe cum se va comporta, mai ales după noutatea de mâine, pentru că este foarte interesant. Practic au ajuns și la nivelul de trendului din tăiere, da? Și respectiv o să vedem și noutatea cum va fi, cum propriu-zis care va fi publicarea noutății. La ce rată să așteaptă? Ați urmărit? Nu cunoaște nimic? De exemplu, eu mă stau cu noutăți să ies un pic de piață până când. Adică să ieși din contra, trebuie să-mi tragi cu adăționată până când. Eu înțeleg, dar eu când am fost, de ce ești întreb, eu la sigur înțeleg corect. Iată un lumânare de... Canadiană. Da, US de card, care a fost acum la ora ce. Sunt 93 de puncte. 93 de puncte la un lot, cunoaștem cu toți cât e asta și asta, practic, a fost în câteva minute. Mișcarea dată a fost în câteva minute. Deci să nu prindeți prin acele ordine amânate, ca să învăța la parte practic, cum să țin mișcarea după noutăți. Așa că, nu știu, trebuie să revizuiți chestia asta. Contactați managerul să vă mai înțelegi pe altă dată și să nu ratați tranzacționarea după noutăți, e important. Și poate de atins scopul zilnic în timp foarte scurt. Dacă tot vorbeam despre lumânările japoneze, astăzi va fi tema principală, ce se așteaptă vineri dimineață în Japonia? Legătura dintre rata de referință, Japonia, deci iarăși în Japonia se așteaptă rata de referință undeva când la noi 5-6 dimineața, adică ore de 5-6, deci în Japonia. Știți care este rata de referință? Minus 0,1, da? Respectiv, pentru prima dată, din ultima dată am modificat-o în 2016, acum se așteaptă la ce?
Prognoza este minus 0,1, adică că va fi lăsată aceeași rată, însă Banca Japoniei practic a spus că este pregătită să majoreze pentru prima dată, iată, în 6 ani rata de referință. Adică va fi o oportunitate, va fi foarte interesant de urmărit, mai ales că ați văzut iena japoneză ce a făcut în ultimele zile, la mișcări foarte, foarte interesante și ne așteptăm la aceeași mișcare și după publicarea ratei de referință. Asta așa ca o introducere, ca o curiozitate mai mult. Propriu zis, haideți să vedem ce sunt lunările japoneze. Da? Știți când au apărut ele, apropo? Așa, deci e vorba despre secolul 18, da? Când un comerciant pe piețele futures, da? Pentru că atunci abia în secolul 18 au apărut piețele futures pentru prima dată și respectiv se tranzacționa pe această piață, anume pe orez. Știți, în Japonia, orezul este cel care a dominat foarte, foarte mult timp. Și o să vă explic cum asta a avut loc. Deci, un comerciant, propriu-zis, nu exact nu țin minte cum o cheamă, asta mai puțin contează, a început ce să facă? Să investească în orez. Pentru că înainte, în Japonia, propriu-zis, nu era valuta națională prezentă, dar nu era niciun standard pe care să se bazeze valuta. De ce? Pentru că asta presupune ce? Că monedele erau falsificate și s-a renunțat la această idee de a crea propria valută națională. Și respectiv, ce au făcut? Toate rezervele erau ținute în orez. Și propriu-zis, s-a fondat prima bursă în Japonia, care, propriu-zis, asta și era ideea. Adică oamenii ce făceau? Depuneau sacii cu orez la acea bursă, ca un fel de depozit. Și, propriu-zis, mi se ofereau în schimb ce? Cupoane, care puteau să achite deja alte cheltuieli care erau necesare pentru ei. Și astfel au apărut primele burse futures, care la moment, cu timpul, ce au făcut? S-au modernizat, da? S-au schimbat în diferite burse care le cunoaștem acum. Da? Propriu-zis, cum acel comerciant își nota prețul la orez. Știți care este ideea cu lunările japoneze? Au momentul de deschidere, momentul de închidere, prețul minim, prețul maxim. Da? Este un avantaj și analiza propriu-zisă graficului prin intermediul lunărilor japoneze. De ce? Pentru că celelalte tipuri de grafice ne oferă mai puține informații. Da? Acolo avem ce numai prețul de deschidere, prețul de închidere. La un moment dat, când începi să analizezi mai mult și mai mult, dar nu mai știi care e prețul de deschidere, care e prețul de închidere, da? Respectiv, lunările japoneze de asta și au fost acceptate și utilizate în procesul de tranzacționare. Însă, în Europa, ele nu au existat, propriu-zis, până în anul 1990, da? Când Steve Nisson, un economist, un consultant financiar, a călătorit propriu-zis în Japonia pentru prima dată și acolo a avut o discuție cu o doamnă care lucra la o companie de brokeraj din Japonia în anii 80, la sfârșitul anilor 80. Purtând o discuție despre diferite teme, despre ce se întâmplă în lumea economică, da, și inclusiv și în bursa din Japonia, doamna la un moment dat a început să spună niște cuvinte care Nisson nu le înțelegea. Da? Propriu-zis, ce înseamnă dojo sau ciocan sau fereastră. Și atunci Nisson a înțeles că, de fapt, metodele de analiză în Occident și în Orient sunt diferite. Da? Și ce înseamnă fereastră în limbajul lunărilor japoneze? Este găpul. Este găpul. Da? Găpul se utiliza în Occident, însă japonezii le spuneau fereastră, da? Acea ruptură de pe piață. Și respectiv, Nisson, ieșind de la acea întrevedere, și-a pus ca scop ce să facă. Să găsească mai multe informații despre analiza utilizată în Japonia și ulterior a început să caute prin ce? Prin cărți, prin enciclopedii, da, în biblioteci, a trăierat foarte, foarte multe
bibliotecile din țară, din America, și la sfârșit ce a făcut? A găsit doar câteva articole care conțineau 5-7 pagini despre lumânările japoneze. Adică, mă imaginați cât de puține informații de fapt era despre acest domeniu atunci, în acel moment. Ca și acum, de exemplu, da? Noi avem foarte multe informații în engleză, în rusă, despre domeniul trainingului, în română. Este ușor să găsim o carte despre training în română. Exact așa și atunci, adică erau propriu-zis în japoneză, da? Dar cine cunoștea atunci, mai ales în America, limba japoneză, da? Și am propriu-zis ce a făcut? A început să traducă cărțile din japoneză în engleză. Și, iată așa, în anii 90 au apărut primele articole despre analiza propriu-zis și lumânările japoneze pe piața din America. Și au devenit în scurt timp foarte populare datorită faptului că oferă foarte multe informații propriu-zis despre preț, da? Despre succesiunea prețului, despre dinamica prețului propriu-zis. Și astfel, deci, practic majoritatea traderilor au abandonat celelalte tipuri de grafice, lineare și cubare, anterior să tranzacționeze cu lumânările japoneze. Lumânările japoneze sunt interesante, sunt utilizate de ce? În primul rând că atât traderii profesionali pot să le utilizeze, dar cât și cei începători. Adică ele sunt foarte simple de analizat. Ok. Propriu-zis, asta ar fi ca o mică introducere în temă. Mai departe, deci o să discutăm câteva combinații de lumânări japoneze care le-ați studiat și la cursul practic, dar o să vă dăm și niște combinații care ar fi ca o îmbogățire a dumneavoastră. Da. Ok, domnul Nicolae? Deci, haideți să facem ca o mică recapitulare. Ce combinații de lumânări cunoașteți dumneavoastră? Ce lumânări? Combinații de lumânări? Cum v-ați spus? Doge, nu folosiți? Doge. Câți dintre voi tranzacționează anume după combinații de lumânări? După lumânări. Iată, tu schizi grafic și schizi o tranzacție doar după lumânări. De ce tam frame trebuie să... Nu contează. Nu vedeți? Nimeni? Nu se recomandă. Nu se recomandă? Ce nu v-a spus nu se recomandă? Doar după lumânări. Mă folosim un lumânări pentru confirmare. Așa, ca doar după ele, doar după însuși lumânări nu tranzacționează nimeni, ca confirmare plus și tranzacționează. Ce, din momentul în care, cred că nu am putut să... Și chiar, puneți trendul, plasați trendul și așteptați să urmezi combinația de lumânări și să schideți tranzacția, da? Dar ce vă duceți? Pur și simplu dacă s-au format în moment, știm că e mai procentajul mai mare ca să duc în direcția care nu îmi trebuie. Uh-huh. E cu confirmare. Am înțeles. Din informația pe care o dețineți dumneavoastră, așa spunem, chiar dacă tranzacționați doar după lumne, asta ne-a resemnat pe perioadă scurtă. Puteți profită o micosă, da? Așa, deci. Astăzi am să vă arăt care va... O să vă dau și careva combinații de lunări în plus, pe lângă cele care deja le cunoașteți de bază. Ele, spunem așa, sunt puțin mai rar întâlnite, de-aia nu le dăm la partea practică, dăm doar cele mai des întâlnite. Pe lângă asta, însă vă demonstrez că doar după combinația de lunări, se poate tranzacționa pe perioadă foarte îndelungată, cu take profit-uri foarte mari. Plus la asta, în combinație cu indicatorii tehnici.
Și haideți să vedem. Avem despre combinații de lumânări harame. Auziți cineva? Avem harame. Am să rog să vă anotați, că deja însă după asta o să mergeți acasă, trebuia să puneți în practică toate aceste combinații de lumânări. Și ca să aveți după ce vă orientam. Harame ne arată, în mare parte, se formează la maxim și la minim și ne arată schimbul radical de tendință. Plus, el se întâlnește însăși într-o, de exemplu, avem un trend descendent, putem întâlni un harame care ne confirmă că o să urmează mai departe acel trend descendent, urmează un nou impuls sau ascendent, invers. Dar mai des însăși o să vă arăt deja și pe grafic exemple cum după acest harame el schimbă tendința. Adică o perioadă lungă, de exemplu, a fost descendentă, se formează harame și o perioadă lungă urmează ascendentă. Plus la asta este și indicator tehnic și se poate tranzacționa pe o perioadă îndelungată. Harame, el este format din două lunări. Asta de exemplu, aceasta este lunare de creștere. A doua lunare a fost o tendință descendentă, a ajuns cam de la minim, jos de grafic, formează așa un tip de lunare, după se formează o lunare de creștere. A doua lunare, adică este important că a doua lunare să nu depășească corpul la prima lunare. Adică a doua lunare se includ în corpul la prima. Lunarea de creștere, în cazul dat, se includ în corpul la lunarea de descreștere. Și poziționarea lor ca lux fie anume așa, să nu fie invers. Deci vă o să observați exact așa situație, doar că schimbați pe loc. Umbrele să fie diferite, da? Ca mărime. Mărimea lunării nu contează. Umbrele tot. Poate fi una mai mare, una mai mică, nu contează. Poate să există alții că n-are și o umbră și așa. Tot ca să putem socoti ca harame. Și atât, din momentul dat, aici urmează schimb tendință și deja ascendent. Și în situația când, de exemplu, avem o tendință ascendentă, se formează o lunare mai mare de creștere. Iată așa. Și următoarea lunare de creștere trebuie să se includă în corpul la prima lunare. Iată așa. Și după asta este momentul. Aici e schimbul radical de tendință. Și aceasta funcționează foarte, foarte bine. Fiind și eu trader începător, adică mult nu atrăgeam atenție la combinații de lumânări. Iarăși, le mai foloseam ca confirmări în plus când aveam nevoie, dar deja am început să le studiez mai mult și am observat că el de fapt ne oferă foarte multe informații. Și anume după ne arată direcția și intrări foarte bune în care se poate lua chiar și profituri bune. Nu doar, spunem așa, să facem scalping combinați de lumânări, pe profituri micuță, dar se poate și pe perioadă mai lungă. De data aceasta este harame. V-ați notat toți? Eu să folosești un anumit indicator ca să fie mai precis. Da, o să urmează să vă arăt și indicatorii. În toate time frame. Și într-o oră, și în patru, și în daily, și în weekly chiar. Întrebare. Da. Umbrele. Da. Nu contează din partea de jos sau din partea de sus și mărime? Mărime nu contează. Umbrele, în principiu, o să fie în partea de jos. Și aici, și într-un caz și în altul, da? Da. Și poate să aibă și umbrele și deasupra. Adică umbrele mai mari, în principiu, sunt partea de jos. Mulțumesc.
Cum am spus, spate șandeile, dar tu să vedeți și după exemplu, urmează să ajungem. Despre combinația de lumânări, trei corbe, ți-au zis? Trei corbe. Da. Așa. Cineva o zice, cineva nu. Iată avem trei corbe. Această combinație ne arată, este combinație de continuare, continuarea tendinței. Și când se formează anume acești trei corbi, ne arată direcția, de obicei se formează în scădere, adică într-un trend descendent, se formează acești corbi și ne arată că sunt, tendința este puternică. Sau se întâmplă, cu siguranță ați observat, iată avem un trend descendent și la un moment dat prețul parcă începe să stagneze, să stea pe loc, nici nu crește, nici nu scade. Și atât anume când se formează trei corbi, atunci este momentul bun de intrare și ne arată că s-a pornit impulsul și va continua mai departe. Cum se formează acești trei corbi? Este vorba de, ele se formează în trei lunări. Trei lunări de descreștere, este important ca următoarea lunare care se deschide trebuie să fie unde s-a închis precedentă. Iată de aici, unde se închide, se deschide următoarea lunare. Și a treia la fel. Iată așa arată trei corbi care foarte des se întâlnește pe față de harami, corbi cu mult mai des se întâlnesc. Nu, pot fi de diferite mere. Doar că nici chiar să fie un doj între de din care s-a format un doj și s-a făcut din cap corbi. Adică să ai oricum corb. Dar pot fi, nu contează mărimea, pot fi umbre, și sus, și jos, și doar jos. Important, o să, deja urmează o să vorbești pe grafic și o să înțelegeți mai bine cum funcționează. Și atât, această combinație plus cu careva indicator tehnic, iarăși ne arată intre foarte bune, în care până acum, cred că nu ați atras atenția la acest aspect. Dar în continuare vă recomand ca să urmăriți lumânările cum se formează ele și să prindeți interes. Cu corbii, clar? V-ați notat? Pentru trend ascendent, nu e valabil, da? Nu, pentru trend ascendent urmează următoarea combinație care vă dau. Și asta este un trend descendent. Nu, poftim? După așa combinație, merge de lungă durată? În dependență, cât e trendul de mare, dar pe luăm pe trend, dar nu luăm pe trend, luăm doar pe combinații și indicator. E de obicei de lungă durată. Sau tranzacționați clasic cum am învățat, de la nivel la nivel. În dependență. Se găsesc în toate time frame-urile. Și H1, și H4, și daily, și weekly, în toate timpurile se poate tranzacționa. Și atunci, într-un trend ascendent, avem trei soldați. Trei soldați. Aici este important un aspect la care să atrageți atenția. Fiind cum urmează, avem lunarea de creștere. Următoarea lunare care se deschide trebuie să fie deschisă în corpul la prim, adică puțin, așa mai jos, să fie deschisă, prețul deschidere să fie în corpul la prima. La ce ar trece de-a? Iată așa.
șapte. Dacă la corbi am spus că să de la prețul de unde s-a închis următorul preț, să fie exact de acolo, aici să fie de să intre puțin în corpul lumânării precedente. Și atât aici arată direcția de bani. Fie într-un plan ascendent, fie poate să sunt situații când dacă este o mișcare descendentă, după asta formează brusc acești trei soldați și continuă tot mai departe, că schimbă brusc tendința din descendentă în ascendentă. Nu schimbă tendența? Schimbă și tendința, este și așa situații. Dar este situații când pur și simplu într-un trend. Sau... Că îi continuă trendul sau îl schimbă? Da. Dar aici deja dacă să vă orientați corecție, da? Și sunt deschis tranzacțional. Și fără, eu te imaginam că aveți o mișcare descendent, o mișcare mai mare descendent. Și aici se mai fac ceva lunări, punem așa, mai stagnează puțin și după asta se formează așa, trei soldați. Și după asta urmează, că soldați arată o mișcare, urmează o mișcare puternică în direcția care ei arată că cumpărătorii au preluat de control asupra pieței. O întrebare. Da. Mărimea contează? Nu. Lunări nu contează. Cât de tare inflată în urmă alta contează? Sau? De exemplu, dacă începi de la bază... E foarte mult astfel inflată. N-ați găsit să spune la fie. Să atingă partea sus puțin, fiindcă are efectul mai bun. Ca să întâlniți, când prețul de deschidere pe următoarea lunării este exact la prețul de deschidere la lunarea precedentă. În cazul dat, sunt situații care funcționează, dar mai sigur, spun așa, sigur, e anumit când urmează în corpul lunării precedente. Deci, cu această combinație lumea este clar? Dar după cam câte lumânări am asumat la sigur încă lumea? După ce când s-au semnat indicatorul, când să ieșim deja după această combinație? Când să ieșiți? Da. În dependență, v-am spus, sau tranzacționați la nivel la nivel, până la următorul nivel, sau puteți să urmăriți tranzacția, să vedeți că totuși urmează încă să crească, folosând și metoda adăugării. Sunt diferite, sunt diferite de scopul vostru, cât vă propuneți să luați. Sunt strategii care ți-am mai spuneat, ea funcționează la sigur, de exemplu, avem teme cu 20 puncte care am s-a trecut, sau exemplu, este minim 80 puncte, ea se duce, de ce aș întreb? Nu, aici se duce, adică dacă era pe termen scurt, era să spun. Că te proiectul mi-a fost aici, să de perioada mai lungă. Da. Și când ai frame mai mari. Și vă mai dau o combinație. Ea mai rar se întâlnește. Este Dark Cloud. Cum formează această combinație. Iarăși, este formată din două lumânări. Deci, de exemplu, avem o lumânare de creștere. Următoarea lumânare, când se deschide, ea se deschide cu gări. Se va deschide deasupra prețului de închidere a lumânării precedente. Iată așa, ea se deschide, se deschide mai sus. Și aici, iarăși, ne arată, această combinație ne arată că anume acest gap, el îl va acoperi. Asta înseamnă că va merge în descreștere.
Iată așa. Plus la asta, închiderea acestei lumânări trebuie să depășească mai mult jumătate din corpul al lumânării precedente. Anume, când se închide lumânarea dată, să se închidă mai jos de jumătatea acestei lumânări. Și după asta, iarăși, continuă schimb de tendință. Continuă descendent. Sau invers ascendent. Că satarea ar trebui să fie, nu știu, spațiul ăsta, de găp, nu? Vă spune, deci este lunarea ascendentă. Păi eu o să observați. Și găpul, ea ar trebui să fie cam așa, mai sus, nu? Sau mai jos? Nu, nu, iar că când se deschide cu găp, apare, însă, când se deschide o lunare nouă, apare pur și simplu o linie, prețul deschide. Iată, apare așa. Dacă această lunare mergea în sus, spațiul acesta era gol. Aici nu era nimic. Dar faptul că lunarea s-a întors înapoi, exact, și următoarea lunare. Iată, când o să o uitați pe rap, o să observați că lunarea aceasta este mai sus decât asta. Și aici să înțelegeți că aici a fost găp. Sau dacă o să prindeți în moment chiar propriu zis, în acel moment o să fiți în fața grad și o să vedeți că s-a închis lunarea asta, dar a doua lunare s-a închis mai sus, aici vă ducați, vă dați seama că dacă s-a închis mai sus, asta e cu și urmează scădere. Deci primești că tranziția prea de scurt, pentru că e o gradă în creștere, după prima lună are timpul luăm așa, da? Și următoarea să fie neapărat în creștere. Hai să spunem, nu pe o perioadă așa de lungă ca la harami, dar iarăși nu e vorba aici, că să meargă 2-3 ani. De exemplu, după ea, merge iarăși mai în creștere să meargă? Da, să meargă. După ea, iarăși merge în continuare. Echivalentul între vineri și luni. Foarte des este acest gând. Și iau ceva. Deci, asta nu se referă. Nu, nu. Aici însăși perioada însăși e zi obișnuită. E o lunare și următoarea lunare când se deschide, se deschide mai sus. Asta e. Dar aș vrea spus, acestea se întâlnesc mai rar. Deja corbi, soldați, mai des, harami, tot. Dar ca să le aveți la cunoștință, ca să cunoașteți, cu siguranță o să întâlniți astfel de situații și știți cum să acționați în cazul dat. Acum, cu aceste combinații, noi, împreună cu lucruri, am analizat cu foarte mulți indicatori tehnici, care probabil mulți încă noi îi cunoașteți. Dar astăzi am decis să vedem mai simplu, să vedem aceste combinații de lumânări în aceste lumânări japoneze în combinații cu indicatori care deja îi cunoașteți. Anume, stohasticul, îl cunoașteți cu toții, MACD-ul, mediile mobile, le cunoașteți cum funcționează, cifrelor, le aveți. Plus, încă un indicator nou, care se numește RSI. Îl cunoaște cineva? Acesta e indicator oscilator. Nu îl cunoaște nimeni? Mm-hmm. Ok. Acum, dar vă explic principiul de funcționare acestui indicator RSI. După care deja o să mergem cu exemple cum funcționează lumânările cu acest indicator. El se aseamănă cu stohastic. Haideți să vedem. Două nivele. Două, de exemplu, 0-100. După să mai avem nivelul.
La stohastic care nivel e? 20-80. La RSI e 70. Iată sunt aceste nivele. Mai departe, la stohastic, cum e principiul de funcționare? Cum merge prețul? Și când e momentul de sunt două curve. Da, e vorba de stohastic, nu mai rapid în moment. Da, da. Când merge? Când treci 20? Da, când iese din zona de sucrat. Înțare. Da. RSI-ul, care e principiul lui? El, nu când, fiindcă el nu intră în aceste zone, dar se respinge. Ne ajunge la 70, se respinge, ne ajunge la 30 iarăși, se respinge. Sunt situații când el intră, dar pe perioadă scurtă, adică intră și imediat iese. De exemplu, merge, aici intră puțin, după asta iese și tot așa. Iar și intră puțin, iese, se respinge, tot așa. Iată acestea principiul lui de funcționare. Plus la asta, traderii ce mai fac? Pe lângă aceste nivele, mai dau un nivel. Acolo din însăși din program spate de mai adăugat nivele, nivelul 50. Nivelul 50 îl pun ca moment de ieșire și moment de intrare. Adică, s-o respins la nivelul 30, până unde am schis, de exemplu, în bari, până unde? Până la 50. Până la 50. Până la 50. Dacă străbate 50, pot să mă deschid în bari. Dacă o străbătuși 50, am ca confirmare că pot să mă deschid în bari până la nivelul 70. Și când se respinge, văd aceeași situație. Plus la asta, aici deja spate de însăși de deschis două tranzacții sau pur și simplu folosime tot adăugări. Urmării tranzacții am văzut tot străbătut nivelul 50, însă avem tranzacții active, dar mai deschidem una. Prin metoda adăugării. Și în așa mod, adică ne mărim profiturile. Și atât, cu ajutorul la acest indicator, o să observăm pe grafic momentul când și indicatorul ne arată să, și combinația de lumări ne arată să, plus asta poate fi și trendul. Deci avem mai multe confirmări, să spunem așa, și trend, și indicator, și combinații de lumări în care ne arată, urmează să. Și aici, deja cu siguranță, poate fi intrat în tranzacție. Și atât, haideți să vedem și pe grafic. Avem lunare de creștere care se include în corpul lunare de creștere și asta acesta este parametru. Aici suntem pe petrol, pe vitea, în daily. Și atât pur și simplu, cu forma combinația de lumină și uitați de schimbul de tendință. În lucru asta, avem media mobilă, în cazul dat, o străbătut și media mobilă, asta e parametru 233, iarăși o confirmare că va urma mai departe să aici ar spate deschis alte tranzacții, de folosim metoda adăugării. Mai departe, dacă ne uităm în cazul dat, iată aici, și dăm jos, avem stohastic jos. Și atât când se formează
anume lunarea asta de creștere, aici ies stohastic din zona. Din zona 80 ies stohastic și avem erat stohastic și combinația din lunări și atât pe o perioadă lungă de timp, aici îndăie, deja cunoașteți graficul la petrol și vă dați seama ce punctaj aici, de sus până jos. Și asta vă spunea, că doar după o singură combinație, doar după două lunări, ce informații ne oferă aceste două lunări și ce profituri se poate de luat. Și folosim stohastică ca confirmare în plus și deja mediile mobile. Asta, după asta avem, aici nu mi-am pus, dar avem nivele orizontale și arăși tranzacționăm de la nivel la nivel prin folosim metoda drogării. Metoda drogării este foarte bună și foarte bine de folosit și de sigur și stop-loss-uri pozitive. Și acum, exemplu, în spate de luat profituri bune. Nu. Cor mi-a spus că doar de descendență. Acolo erau descendenți. După asta au urmat trei lumări descendente? Da. În fine, iar că cu confirmare. Împreună cu Harami, prima de la Harami și încă două. Eu m-am orientat doar după Harami. Iată aici avem, iarăși, Harami. Avem mediile mobile, 50-230 lei. Aici puțin astăzi deasupra mediile mobile, după care astea bătută. Plus la asta, iată avem stohastic. Nu, aici suntem 300 H4. Atunci a fost petrol în daily, aici am H4 pe S&P. Și atât. În combinație cu stohasticul, când stohasticul iese din zonă, nu știu, nu știu, o... Am avut aici, dacă observăm, trendul ascendent, în mișcarea dată a fost de creștere, după s-a format combinația aceasta. Urmează discreșterea. Partea de sus, asta care e 23. Asta de jos ne arată ca suport, ca tendință, da? Da, aceasta e 23. Da. Da, aceasta e 50. 50, asta 50, e nouă mai mult ce ne arată. Însă și media mobilă. Cum, că nu o străbate sau că nu... Că o străbate în partea de jos sau o străbate în partea de sus bani. Da, asta 23, numai ca... Nu, și asta tot așa este. Nu, eu am spus că dacă ne uităm și istoric, vedem așa, putem să ne orientăm și ca un nivel de suport sau de rezistență. Dar, în principiu, tot ne orientăm că nu o străbate, dacă o străbate, e moment de intrare în tranzacție. Dar când se intersectează? Acestea două? Da. Iată, acum urmează domnul Grigorie să arăte o strategie după care va nu e imobilă, nu trebuie să intersectează. Dar așa o întrebare eu am. Da. Am semnat la tablă lunarea de descreștere în situația respectivă, da? Trebuie trendul să schimbe în sus, da? În jos. Să nu am luat atât. Să nu contează. Încă o dată. Combinație. Da, dar nu se primit invers. Să îl poți fi și așa și așa. Nu, dar poate aveți următoarea situație. Păi, dar în situația anterioară era combinația asta de lunări. Numai cât de trendul era în creștere, după care coborât în jos. În situația anterioară. Nu contează. Adică, în principiu, să fie așa în... Ok. Și el dacă e în descreștere, în creștere și respectiv invers, da? Da, da. Iată, vă arăt și în H1. Tot viteai, atunci au fost... exemplu în daily, dar tot viteai în H1, în perioada iulie. Iarăși, iată avem Harami, iată lumările, să văd, stohastic, ne arată, că iese din zona 80. Și asta s-a schimbat și
Ediție. Plus la să dăm aici o străbătut și media mobilă. Dacă dacă trebuie să considera și ca trei coli. Așa situația ați văzut și la anterior, da? Da, ea poate fi și ca trei coli. Dar în principiu, pregătăm după prima, ca să mai așteptăm partea asta aici, pierdem, da, pierdem chiar mișcarea de la început. Să pierdem din profit. Și atât vedeți cum schimbă tendința și cât de mult merge. Asta m-a spus, că spate tranzacționat nu doar perioade scurte de stock scalping, dar nu se focundează în noi, e o perioadă îndelungată. Iată aici un exemplu, mă uitam ieri, cum văzut Bitcoin-ul, cum a crescut. Și iată, sunt aceste trei medii mobile. 14, 50, 233. Sunt situații când lunările se așează pe media mobilă. Iată când scurbează Doge, Johan, adică când ele se așează peste media mobilă, asta înseamnă că n-are putere să o străbată. Cel mai probabil urmează să respingă. Și atât care e pe Bitcoin. Am văzut situația dată și atât aici s-o nouă puteri străbată până la urmă de medii mobile. Și atât s-o respins, urmează. Și în continuare ce formează? Canion. Figură de continuitate. Și vedem dacă urmează să mai crească Bitcoin-ul. Mai departe. Ați acționat ceva cu Bitcoin? Da? E zero unul, e unul. O să ați acționat acum, ați acționat cu timp. Fiindcă e un instrument interesant și foarte profitabil. Iarăși, iată aici cum s-a așezat acest ciocan pe această medie mobilă. Iarăși, pe GBP-NZD, la FAR1, ieri chiar mă uitam, iată cum s-a așezat și aici s-a restrâns. Ciocan și ciocan inversat următor, ca să-ți ocătim. Asta medie mobilă în 50? Da, aceasta e 50. Și mai departe o plus răbătut pe soare. Și intră înapoi în la ocean. Și așa, avem stohastic. Cum s-o țin un cal și atât cum o ieșe. Dar în cazul dat, dacă nu e mișcare, chiar ar fi chiar la început mișcarea când se respinge, care iese din zona 20. Și atât aici avem două confirmări în plus, în care spate de deschis tranzacție și de fixat profit. Aceasta a spus ieri, timp real, stăteam și urmăream asta. Dumneavoastră cunoașteți stea căzătoare, da? Dar steaua de dimineață, steaua de seara. Iată avem așa exemplu că este el înseamnă ca ciocan, dar umbra aceasta are care umbra sus și are și umbra aceasta jos mai lungă. La ciocan de obicei adică e corpul și umbra. Aici poate fi acolo un punct sau umbră mai micuț. La steaua dimineața, aici umbră mai mare. Plus la asta, avem ce indicatori acestea?
acest jos. Da, ăsta e, pentru că l-am arătat. Așa și ăsta e, aici puțin a intrat în, în zona aceasta de 30, după a ieșit, s-a format și această stea, a mai crescut și atât cum s-a schimbat tendința. Și trebuie să împici în sus, iarăși în daily. Iată aici două situații interesante. Iată avem curbe. Avem mediile mobile. Iată aici avem adică trei confirmări că aici trebuie intrat de deschis un scap. Avem medii mobile, 50-23, avem corbi. Acestea sunt trei corbi care ei s-au bătut ambele medii mobile. Avem stocastică care mi-a dat șlem său. Și atât, o continuat, trebuie să fie și sute, fac patru. O continuat mai departe, tendința dată. Descendent. Și acum, aici am mai stagnat, stagnat. Mai departe se formează trei soldați. Și nu știu aici dacă, dacă observați, iată, vedeți cum această lunare este în corpul acesta. Mm-hmm. Și aici tot, da, pe grac atinge... Poftim? Da, adică când se... În așa mod, lunarea este în corpul lunării precedente. Și atât, aici au fost trei corpi. Și au făcut efectul, după asta au mers trei soldați, după asta avem stocastic. La acești trei soldați avem confirmare și de la stocastic. Și atunci au mers. După asta iarăși străbate medii mobile și au continuat mai departe. Și așa aici nivelul orizontal, medii mobile, le străbate, iarăși metoda adăugării și de scris tranzacții, tranzacții. Și atunci situație când, când într-adevăr se poate de capitastic. După asta, traderi mi-i spun că nu găsesc întreg pe piață. Nu există așa ceva, să deschideți platforma, să intrați pe dași și nu găsiți întreg. Bine, nu după tren, nu după nivel. Găsesc bonaci, figuri, combinați de lumânări. Mereu sunt întreg pe piață, doar că trebuie cunoscute și de știut cum de acționat. Până la trei soldați acolo să primești că celălalt este și un ciocam, da? Da. Știu că în momentul și când să ieșim, știți, este, de exemplu, dacă ne-am avut sau sfață, de exemplu... Da, aici dacă să luăm cel mai probabil, aici trebuie să fie și un nivel orizontal. Mm-hmm. Dar iarăși, avem, este ciocan inversat, ciocan așa. Mm-hmm. Dar dacă, sigur, trebuie să fie și, și nivel orizontal undeva pe aici. Dar aici în H4, de acolo până în jos, e... Adică nu știu dacă traderul are răbdare să se nască timp tranzacție deschisă. Fiindcă toți tranzacționăm cu un scop, toți tranzacționăm cu un plan. Și pentru că noi ce ne interesează, de fapt, să ne atingem planul. Ne-am atins, dar planul poate fi în două lume, în următoare două lume, să fie planul nostru și gata, de mai departe, nu mă interesează. Iar și avem trei soldați. Iar, observați cum lumânarea aceasta este inclusă în corpul acesta. Plus asta este ciocan aici, dar și atât mai departe o continuat. Și atât aici, dacă ne uităm, trebuie să fie 500 în weekly. Asta mă intre, vă dați seama aici ce... Câte puncte sunt aici? Ce ne uităm în H1 nu știu să spunem. Da, nu uităm, nu uităm. Ești marjă, măi.
Poftim? Așteptăm să spui 500 în vârf, e foarte așa să duci. Am spus, trebuie să vă orientați în toate ale creimului. Dar asta ne vedem să deam, dacă ați depistați corbi după H1, deam acolo să vă orientați la un profit mai mic. Dar dacă îi depistați în daily sau weekly, acolo se poate de lăsat transacția pe perioadă mai îndelungată. Iată iar acești corbi. Aici, ca confirmare, mai avem și medie mobilă cu o costă răbătută, dar sunt urmați și acești 3 urme. Și mai departe, o mers în descreștere. Nu păstrează unde străbate medie mobilă, partea de jos sau în mijloc, nu are chestia asta un impuls mai puternic asupra valoarea? Cum străbat medie mobilă? Ca o confirmare dulgătoare, nu, da, o străbătut, ok, merge jos, dar dacă ea străbate parte de jos, nu contează. Dacă aici avem ca o confirmare plus, dar pe corpul început de aici, lumnare, da. Aici a fost străbătut. Iată aici a fost străbătut. Și aici ne gândim, că vedem că a fost străbătut și media mobilă și a format și corpul. Și aici ne-am spate scris tranzacție. Aici deja se poate de intrat sigur în tranzacție. Dar dacă se tranzacționează, nu știu, fără combinați lumânări, doar după lumânări simple și media mobilă, atunci da, trebuie să așteptați când străbați sigur, când noi o confirmare, o străbătut această medie mobilă, mai ales asta 230, trebuie să fiți abătut în daily. Și când îi lumânare, pasă mai mult confirmare, atunci da. Mai departe. Aici apare problema asta. Acest parametru. Acesta este așteptat să fie în weekly. Și aici avem confirmare și stohastic. Adică parametru foarte bine cu, lucrează cu stohastic. Și asta e perioada lungă de timp. Vedeți cum s-a schimbat tendința radicală. Iată, aici deja cu persoane, iarăși rai. Și aici s-a respins la nivelul 30 al versarii. Și atâta a mers mai departe. Bine, deci am o stagnat, spunem așa, dar în finalul cum și-a făcut efect. Nu, aici deja trebuie să... Nu, nu știu combinații, nu știu care se... Nu. E sigur că stagnează. Iată.
Aici avem soldați. Plus la asta, este și trendul. Dacă luăm stohasticul, când se formează aceste trei soldați, este stohasticul din zona de 20. Deja trebuie să trebuie și mediile mobile, 50-14. Și aici sunt adaptat până la următorul nivel sau la stohastic. E situația dată aici deja, dacă tranzacționați, am spus doar mediile mobile. Aici pur și simplu trebuie de așteptat străbate medii. Dacă aici sunt toate trei, când sunt străbături, am zis în spate deschis tranzacții de bani. Plus asta că avem trend. Când avem trendul, atunci da, dar dacă nu avem trend, nu recomand să orientați doar la medii mobile. Adică mobile să... Iată combinații de lumânări cu indicatori cu medii mobile, da. Dar lumânări simple și cu medii mobile fără trend, nu, mai bine. Mediile astea mobile, toate trei le folosăm mai mult în grade mai mari, da? Rezonă. Poftim? Mediile mobile, da? 40-50-23. Ca să le pun în toate trei, noi sigur să le folosăm în grade mai mari, da? De ei le folosăm. Nu, pe ce le punem toate trei? Încă dependență în ăștia în frente transacționat. Dacă după H1 astea ne vedem, trebuie să ne mic, 14. Maxim 50. H1, H4 e 450. Dacă DL-ul uit, e 233. La MACD, divergență și convergență. Câți dintre voi folosesc anume combinația de lumânări ca să intre în tranzacție? Cunoaștem că... adică MACD-ul, divergență și convergență, arată urmează sau buy sau sell, dar în momentul de intrare nu ne-l arată. Folosiți anume careva lumânări, combinații de lumânări, ca să prindeți momentul de intrare potrivit. Ați folosit? Iarăși, desuori, anume, momentul de intrare, după mai sigur, de extern, anume după lumânări sau combinații de lumânări. Când este toată dată, începe să creșteți și stagneze. Iată aici s-a format un doji. Iarăși, la MACD trebuie să fim mai agil, spunem așa, că însă și un doji, el trebuie de la acel prins și atunci în momentul deschis tranzacție. Chiar după asta, când vă spun că am deschis, următoarea lunare a scăzut, dar după asta a început să-și facă efectul și atât de convergență. Și aici v-am spus, ori un doji, ori un ciocan, ori depinde, dacă în partea de sus stea căzătoare, de prins momentul. Iată, aici suntem pe gazul natural. Iarăși avem o convergență. Iată aici avem un ciocan clar, iată acesta. Și iată aici, însăși, după momentul dat, este momentul bun de deschid tranzacții și deja observăm comerț, dar până pe H4, aici iarăși, punctajul e destul de mare. Fiecare tranzacționați, și ați prins momentele de săptămână aceasta care a fost figura de continuitate? Da, eu cumva acum tot te spus întârziu la urmă, cumva ca să fie pe mine. De exemplu, când avem un figură din încercături, de exemplu, încerc dacă străbate ulei sau în jos, cumva atunci este momentul dacă o prindem, în momentul ce ne ducăm să prindem în caplajă, deci cum o să prindem șansa, atunci așa un bar. Cumva încă este un moment. Am înțeles. Testez. Bun. Așa.
Umbrele? Da. Nu detaliez la combinații lunare, da, spun că e iarăși la ciocan, umbra, tesic, două țări de mari, ca cot, la steli, tot așa, la spânzurat. Dar, după ce ciocan este o lunare de creștere, da? Dar da? Umbra de tot mare în jos. Adică, exemplu, eu așa lunare am impresia că sunt mulți vânzători în Zumință, și că următoarea se merg în iadă. Logica mea așa era. Care lunare? Iată ce e, da. Aici? Da, da. Da. Ce este ciocan? Cum e ce e ciocan? Ciocanul sus n-are bloc, nu? De ce n-are sus obiectivul? Ce n-are? Dar n-are umbră sus ciocanul, nu? Nu trebuie să fie mare. Adică, îți permite. Iată așa ceva. Iată, așa e un ciocan. Dar dacă are și așa ceva, îi hai spune. Noi, e ca să nu fie așa. Dar ciocan corpul mai mic, după când noi am învățat. Pentru mine cel mai corp mai mic ca, ca lunare. Ca șocalul, ca umbră. Iată, avem umbra. Umbra la ciocan trebuie să fie mai mare ca corpul, da? Iată, avem corpul. Da, umbra trebuie să fie mai mare ca... ca... Ok, cum spuneți că ceva ciocanul nu e clar? Aici este ciocan. Da. Mă acolo unde scris ciocan. Deci unde a scris noi și adică... Eu am înțeles că... Aici s-a avut ca ciocan. Iată umbra aceasta, corp, aceasta nu are umbră deasupra. Și aici e umbră de cum mult, mult mai mare decât corp. Iarăși avem convergență și aici dacă s-a format așa tip cu siguranță anume că mai se desface de distress by și pur și simplu să așteptăm să-și facă efect. Ce uitați, vedem mai departe, este lumânarea altă, nu stăți. În tot seamnă ciocan mai departe. Aceasta? Nu, încă după 3-4 luni. Asta? Da. Iată ce e, tot înseamnă că ciocan. Eu acolo eram să închid. Da. Nu, eu acolo eram să închid de gata că îți duce în... O duci unde? În opus. Nici opus, dar ciocanul e partea de jos. Când se formează ciocanul, ne orientăm la tranzacții de bani. Adică când se formează ciocanul, nu ne orientăm la tranzacții de sau. De ce se numește ciocan? Să fac asemănarea asta. E ceva greu. Ce este acăzătoare. Da, dar dacă îți formează ciocane, e clar, nu, să nu are cum să fie, n-are putere să ducă. În jos și formează schimbi. Inversatul tot așa. Poftim? Inversat. Ciocan inversat? Da. Da, același principiu, ca la ciocan simplu. De asta, adică, eu nu știu câți dintre voi folosiți, nu mai știu eu, dar... însăși, dacă ați testat și ați văzut cu siguranță cam aproape toate LCD-urile ele lucrează, funcționează foarte bine. Și mie doar că nu trebuie, nu se trebuie de pierd momentul de intrare. Nu știu când să, nu sunt sigur când se intre. M-a spus, dacă însă știți o lumânare sau o combinație de lumânări, deschideți tranzacții. Adică aceasta e părerea mea, eu m-aș recomanda asta. În fine, aici mai am eu încă mai mulți exemplu, doar că nu reușim în timp, deja domnul Igor v-a arătat o strategie nouă care a apărut întrebarea, ce facem când se intersectează două medii mobile. Așa, deci mulți dintre voi tranzacționați pe media mobilă, da? Dar noi am selectat astăzi și am verificat în timp, acum ele funcționează, două tipuri de medii mobile.
mai exact cu parametrii de 13 și de 40. Puteți vă notați asta, că ulterior o să vedeți cum ele funcționează și o să puteți și să le aplicați. Da? Parametrii, deci, sau parametrii 13 și 40. Perioada 13 și 40. Așa, deci sunt multe situații pe grafic când prețul nu știi ce face el mai departe, dar se formează ca o zonă așa, încerc studiile, da, piață. Atunci traderul ce face? Așteaptă, dar respectiv asta nu ne oferă intrări în tranzacție, dar nu știm ce să facem mai departe. Și atâta o să analizăm după aceste două medii mobile, o să analizăm cum putem să procedăm și în așa situație, când piața propriu-zis parcă nu ne arată nimic, însă haideți să vedem câteva exemple ca să ne convingem de asta și în așa situație putem să luăm decizii de piață. Ok. Așa, deci avem două linii, două medii mobile, la moving average, parametru 13 și 40. Așa. În partea de sus, care este momentul de intrare în tranzacție? Este foarte simplu. Anume când ele se intersectează. Când ele se intersectează. Acum, vedeți în partea de sus că s-a format parcă un conglomerat de mai multe lumânări în care au fost prețul ce-a fost. Practic a stagnat loc. Da? Această perioadă de incertitudine pe piață, propriu zis, am găsit-o în mai multe surse ca o denumire din rusă, care nici n-am vrut să o traduc, așa și am să vă prezint, se numește scavarotca. Dacă este să o desenăm pe tablă, cam arată în felul următor. Da? Se vede? Această zonă de incertitudine, scavarotca, care ulterior, care este strategia în continuare? Intersecția dintre aceste două medii mobile oferă o intrare în tranzacție. Și aici avem altceva decât GBP USD în timeframe-ul de H1. Da? Vedeți că la intersecția acestor două medii mobile prețul a scăzut, da? A fost în scădere și vedeți foarte bine că indiferent unde nu ne-am duce mai departe cu prețul, ele nu s-au mai intersectat până unde? Până la următorul nivel, dar foarte jos. Adică aici o intrare în tranzacție, metoda adăugării, iarăși, deci o posibilitate foarte bună pe piață. Vedeți, dacă este să luăm aici după numărul de puncte, numai puțin de 500 de puncte sunt pe intrare în această tranzacție. Da? GBP USD în H1, ca simplu. Am selectat mai multe timeframe-uri ca să vă convingeți că nu ne oferă doar intrări în H1, H4, H2, dar în toate și haideți să vedem mai multe exemple ca să ne convingem de asta. Am arătat o intrare de sell, iarăși o intrare de sell în cazul dat. Da? Deci aici este una mai mică, însă iarăși ne-a oferit o intrare de tranzacție destul de frumoasă. Și vedeți că până aici puteam să, ce să facem? Să păstrăm tranzacția deschisă, da? Pentru că ele nu s-au mai intersectat. S-au intersectat în acel moment, după acea zonă de incertitudine și ulterior, a continuat până jos. Asta au fost intrările pe GBP USD, în H1 și în H4. Dacă spuneați că tranzacționați propriu-zis și pe petrol, am găsit câteva exemple în PVTI. Tranzacționați numai pe VTI, pe brand? Așa, deci v-am arătat două exemple de intrare pe sell, da? după această strategie. Propriu zis, aici este o intrare de tranzacție pe buy. Și este foarte simplu. Deci, cum arată această scavarotcă, da? Plusul ăsta aici în afară este această mișcare. Aici mai avem o zonă de incertitudine. S-a format, după care aici s-a intersectat medii mobile și au mers. Deci această scavarotcă, cum îi spunem, da, este acea zonă de incertitudine, de fapt, da? Când piața practic stagnează și atât, la un moment dat, când liniile acestei două mobile se intersectează, oferă
intrare în tranzacție. Și vedeți aici că prețul ce a făcut după intersecție a mers până sus și aceste două linii mobile ce au făcut? S-au îndepărtat una de alta. Adică ieșirea din tranzacție propriu-zis a fost unde? Aici sau chiar am să păstrăm tranzacția pe lungă durată. Vă imaginați că aici pare o mișcare foarte, foarte mică, dar pe petrol aici sunt multe puncte, da? Mai exact peste 500 de puncte. Da? Adică vorbim despre o mișcare destul de puternică. Stop loss-ul pe petrol. Eu puneam 50 și mi-a spus 50 foarte puternic. Stop loss-ul pe petrol. Stop loss-ul 50 pe petrol? Acolo 50 de puncte pe petrol le faci în câteva minute, da? Poate și o umbră, da. Eu direct cu petrolul pe petrol, să dacă nu argumăresc. Iată, aceasta este, care este avantajul în cazul dat la această strategie? Că vedeți că prețul practic nu se duce împotrivă. Dar știți câteodată se deschide tranzacția, merge împotrivă și atunci te gândești ce să faci. Să închizi, ce să faci, să o păstrezi mai departe, da? Propriu zis aici, vedeți la intersecție, în majoritatea cazurilor prețul nici nu se mai întoarce înapoi, adică este o intrare, tranzacție de lungă durată. Da? Aici iarăși pusă de cap în H1, simplu. Ce am făcut aici? Am depistat această zonă de incertitudine. Ok, da? Dar mai avem și anterioarul, domnul, unde prețul stăpânt. Aici se vede foarte bine, uitați-vă, că aici trebuie să facem diferența. Da? Să fie tigaia asta. Da, să fie anume tigaia asta. Dacă da. Dacă stai drept, nu. Dacă linii dreaptă, nu. Anume trebuie să fie mișcarea aceasta. Aici nici nu se vede foarte bine. Dacă faci invers, da? Respectiv... În partea de sus, da. Să fac de invers. Okay. Exact. Și cât e mai curba asta mai evident, poate e mai sigur și mai clar. Da, așa se numește scavarotcă, dacă are curba asta, da? De a zonii. Respectiv, la intersecția acestor două medii mobile, vedem că am avut o tranzacție în care puteam să folosim metoda adăugării foarte ușor. Da? Aici este și trendul în H1, respectiv ce am avut aici și o figură, deci mai multe confirmări care avea să ne ofere o tranzacție de lungă durată pe 100 de cat, da? Și mai ales că aici e vorba despre H1. Ok. Pe natural gas, da? Ați spus că cineva tot tranzacționează pe natural gas. De asemenea, 500 de puncte, dar 500 de puncte pe natural gas este o tranzacție destul de ok, aș spune eu. Iarăși, da? Poftim? 10 ori? Da, măcar și 100. Așa, deci iarăși avem această zonă care se vede foarte bine, da? Se vede foarte bine când ea se formează. De obicei ea se formează unde? În partea de jos acestor două linii mobile. Vedeți? Și ulterior când ele se intersectează, iată momentul de intrare în tranzacție. Și respectiv, ce am avut? Am avut o intrare de tranzacție în buy, aici iarăși. Putea să fie momentul de ieșire din tranzacție, dar ulterior deja ne orientăm și după ce? După nivele, după scopul propriu, pentru că asta tot este important, da? Cine tranzacționează după scop? Cine își propune un scop, iată, zilnic, sau săptămânal, sau lunar? Nu spune scop. Toți. Spunem că nu, înseamnă. Exact, deci este foarte, foarte important. Așa, deci... Aici sunt foarte, foarte multe situații. Iarăși se vede o zonă de incertitudine aici, da? Foarte clar. Da, aici a fost un gap. Propriu zis, această zonă, iarăși, momentul de intrare în tranzacție, propriu zis. Și uitați-vă ce intrare în tranzacție frumoasă pe gaz. Asta este nu altceva decât dăile. Vă imaginați, în dăile, iată, o simplă strategie, da, între intersecția între două linii mobile. Această intersecție se mai numește și ca crucea de aur. Sau cum este aur în gold cross, gold cross în engleză. Sau crucea de aur, m-am tradus în român. Da? Și atunci, care este diferența între intersecția mobilă care mi-a spus și cel la 5233? Celelalte medii mobile, de fapt fiecare are farmecul ei, propriu zis măsoară, face o medie a lumânărilor, a prețului într-o perioadă mai scurtă de timp, da? 13-40.
Acel de lungă durată ne oferă mai mult o... nu că nu ar fi o intrare în tranzacție, dar ne oferă pe o perioadă mai lungă de timp. Dar ne arată prețul în care asta zonă se află. Mai precis, zic așa. Da? Mai... După cum vedeți... Aceste două medii, adică ele funcționează mai bine, nu după strategia asta, după intersecția, când se intersectează aceste două medii mobile. Dacă să pasăm aici 50-14, nu ați găsit așa întreb cum aici. Asta e diferența. Și asta aici parametri care sunt calculați, care sunt testați în timp și calculați și anume rezultatul aduc acești parametri. Și asta care de asta. Adică media mobilă e la 1 și până la... Da, dar noi ca începători, noi să începem să spunem așa este, așa pe un 23-35, noi ne pierdem de asta. Nu, de nu vă spun nimeni să spuneți fat medii de grafic. Când ați schis graficul, ați plasat aceste două medii și vă uitați la timpul actual, la timp real. Dacă găsiți intrare, dacă se formează ceva, dacă nu, ați șters, deplasați altele. Și în așa mod, nu stați mereu și cu Bollinger, și cu medii mobile, și cu parabolic SAR, și cu toate. Adică ați plasat azi ăsta, ați găsit intrare, nu ați șters, plasați și cercați tot asta diferite. Exact. Deci nu este numai decât să plasăm pe graficul o grămadă de indicatori care să nu înțelegi în moment dat care și unde și ce face. Da? Propriu zis, fiecare strategie are farmicul ei. Dacă folosim media mobilă 233 în combinație cu cea de 14, atunci o folosim doar pe aia. Da? Dacă ne place asta cu 13-40, înseamnă că le plasăm doar pe astea. Și mai ales aici vă spuneam că este foarte important că aceste două medii mobile întotdeauna lucrează cel mai bine în combinație cu această zonă de incertitudine care se numește scavarul. Da? Deci ele singure, cum să vedeți, că ele face de multe ori, cum ați observat la început, că ele se intersectează și în alte momente, da? Dar atunci nu este strategie deja. Da? Iată aici, de exemplu, da? Ele sunt intersectate și mi-au oferit intrare în tranzacții. Propriu zis, să așteptăm ce? Formarea acestei zone și apoi deja putem să ne orientăm mai departe la tranzacție. Pentru că aici prețul, ce înseamnă de fapt când stagnează mai mult loc? Adică nici cumpărătorii, nici vânzătorii nu au o anumită putere de piață. Se formează această zonă, dacă vorbim de daily, aici din câte țin minte, făcând analiza, această zonă a durat o lună de zile. Da? Adică o lună de zile, practic, prețul la gaz a rămas stabil și atât. Este o lună, n-a avut loc confirmarea de intrare în tranzacție. Dar vedeți că e frumoasă, aici nici nu trebuie să spun câte puncte are și ce profit s-ar putea de fixat după această strategie simplu, dar la momentul dat. Ok. Plus la asta, am încheiere. Cea mai bună strategie este strategia COVID. Adică noi la masterclass-ul vedem mulți strategii în plus care doar că, adică asta noi bătăm cu el, trebuie să tranzacționați în lume așa. Asta e ceva consultativ, vă informați, deja o să mergi acasă, o să testați care e tema, care e perioadă, depindeți fiecare și cum tranzacționează. Și în depindeți de asta, vă selectați care combinați din nou cu mai mult, care puteți să depistați mai ușor. Plus, aici, adică în mare parte, v-am arătat tranzacții de lungă durată. Dar că cunoaștem toții că avem nevoie și de maturi, să nu uităm de asta. Dacă asta înseamnă că dacă tranzacționăm doar așa, asta înseamnă că ținem pe tranzacții pe lună. Bine, profit se face, doar că iarăși este nevoie de cele loturi. În principiu, 100 tranzacții poate fi deschisă după, de exemplu, un haram care pe perioadă mai lungă, dar în timp, strategia voastră proprie care s-a făcut până acum nu anulează nimic, tranzacționează în continuare, deja depindeți de asta vă mai perfectați și cât mai activ, atât mai bine pentru a primi toate beneficiile de partea brokerului și deja
iarăși, ne repetăm, de tot se rezumă la născut, dar pe asta vouă îți trebuie, dacă trebuie, asta în zacție, asta îți face, dacă nu vă trebuie, nu o să face. Eu cam asta am vrut pentru astăzi să vă spun. Deja persoanele noi care nu ne-am văzut niciodată, pare bine să vă cunosc. Și deja o să ne vedem pe parcurs la următoarele masterclass-uri.